Whoa. Mă rog, mă sperie. Nu pot să cred așa ceva. Stai, deci checkpoint-urile sunt lăzile strălucitoare. Da. Ok. Bine de știut. Hei, Andy, știi ce m-am gândit? Ar trebui să facem un podcast. Tehnic, episoadele noastre sunt un podcast. Da, doar că mai putem să vorbim și despre joc când nu mai avem idei. Da. Despre ce să vorbim? Jesus fucking Christ. Despre ce să vorbim într-un podcast? Păi, nu știu, am putea să-l aducem pe PewDiePie for instant views și pe Jake Paul să-și facă defend la platformă și cam atât, e îndeajuns. It's good enough. Oh! Putem să-l aducem pe Kimstar. Da. Da. Sunt sigur că o să... Ce? Oh my god! Știi cum mai știu mereu? Dar nu înțeleg! Mereu mă simt de parcă sunt... Toată lumea e pe umerii mei acum. Pentru că eu nu înțeleg săritura aia. E stupid. Pentru că mor în același loc și nu am destul avânt să pot să mă duc acolo. Și ce ai de făcut? Aici sari și la următoarea sari mai devreme. Așa. Hai că ai făcut-o. Instinctiv am apăsat butonul de jump. Deci de asta mi-a ieșit. Jocul e rigged. Nu pot să cred. Suntem într-un loop continuu. Nu pot să cred. Nu pot să cred cât de mult încercăm. Păi, avem de ales, adică... Și așa ce să încercăm, nu putem să ne blocăm aici. Oh, Jesus fuck! Jesus. Vezi, exact în același loc. Exact în același loc, mereu. Holy fuck! Pentru că dacă o iau mai devreme, mai departe, atunci pur și simplu cad. Sunt pissed off. Vezi, exact, nu mi-a input-ul dacă o fac mai târziu. Oh my god. Andy, nu mai greși atât. Ce dragul. Ești la cu joacele. Ai dreptate, Mihai. Da? Sunt a video game master. Pot să fac asta. Exact. Spune-mi, sunt un video game master și de Cheeto Daddy. Nu spun Cheeto Daddy încă. Ah! Dacă fac asta acum, îmi spui Cheeto Daddy? Da. Acum o să o faci doar pentru asta. Am motivația acum. Oh my god! Mihai, te rog! Andy? Come on, am făcut-o. Andy? Cine-i Cheeto Daddy? Tu? Da. Pentru că tu ai terminat nivelul? Da. Jesus. Ăsta e plot twist-ul. Nu mai suntem prieteni. Andy, n-ai de ales. Avem un canal. Parcă am mai menționat într-un video că...
Ne urăm, de fapt, da, știu. Tu ce părere mai ai despre H3H3? Ce cu întrebarea asta? Nu știu, încerc să fac o conversație. Păi... De-abia aștept podcastul cu Ethan Bradbury. A apărut, mă uitam la el și după aia a sunat. A, și cum e? Păi vorbesc Fuck. Despre contentul lor overall și despre o memă care am uitat de ea. Nu, nu. V-am să-ți recomand să luăm niște vieți. De unde? Stai. De unde ne ia? Mihai. Andy? Mihai. Andy, de unde ne ia? Mihai, ce ne-ai făcut? Eu nimic. Mihai, te urăsc. Știu. Mihai, nu pot să cred așa ceva. Hei, ghiși ce? Măcar avem șansa să mai facem încă o dată nivelul cu cartul. Nu mai vreau să-l fac încă o dată. A, deci mă lași numai pe mine să-l fac? Oh my god, ce ne-ai băgat? Într-un nivel cu cartul. Nu. Nu, 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 nu. Hei, Andy, te numesc Cito Daddy, dacă-l termin. Dacă ce? Dacă-l termin. Da, da, acum îmi vine să plâng. Sentimentele tale nu sunt așa importante. Important e să devii Cito Daddy. Cum? Cum să intri în primul inamic? Păi nu știu, am dat roll și el a dat dodge și a sărit pe mine. Cum să... Chiar în halul ăsta. Sunt fucking mad. Vreau să mor. Nu-i prima oară. Vreau să mor. Din nou, nu-i prima oară. Andy? Da? Kirby Superstar. Nu. Nivelul cu minerit? Aaaa! Îți mai aduce aminte de momentele alea frumoase? Ai făcut ca și... nu mai știu cum se chema. Era un caracter... Jesus! De ce nu cum? Poți să fac? Păi nu știu că și tu ai făcut aceeași greșeală, deci nu poți cum? Să spui. Cum? Oh my god, nu pot să cred așa ceva. Îmi urăsc toată existența. Urăști fiecare moment care te-a dus să ajungi aici? Da. E bine atunci. Treaba mea e ce dan. Cine folosește rolul ăla? Cine folosește rolul? Ce rol? Rolul ăla pe care l-ai folosit tu de ai murit atunci la primul inamic. Nu știu, folosesc rolul mereu. Pentru că mi-e mai handy să apăs pe pătrat decât pe X. Nu întreba de ce, dar îmi vine mai ușor. What? Ce? Ce se întâmplă? What? Un nivel bonus. Asta ar trebui să mă calmeze? Da. Doar că ratezi toți rechinii. Cum să nu ratezi când... Mai am puțin și tai venele că-s deprimeu.
ascultă niște Miguel și nu o să mai fi deprimat. Dacă asta ar fi fost 2010 sau ceva, aș fi făcut un edit atunci când ai făcut rol cu They See Me Rolling, They Hate In. Dar n-am zis nimic de... Oh! Ok, I get it. Dar nu o să fac asta. De ce? Ar fi cel mai bun edit. They see me rolling, they hate it, patrolling and trying to catch me riding dirty. La naiba, tocmai am făcut asta. He. 280. Oh. Wow, avem viețile la loc, aproape. Mă bucur. În episodul următor.